Salut, sunt Druidul și bine ați venit la un nou tutorial pe creativemonkeys.com. De data aceasta vom face un tutorial ceva mai serios, datorită faptului că și voi îmi tot cereți să fac un tutorial ceea ce privește programul Cubase. Spun un tutorial mai serios pentru că Cubase, după părerea mea, este unul din cele mai profesionale programe de făcut muzică, de mix și de master. Asta datorită faptului că programul Cubase are o istorie foarte lungă și a putut experimenta cu o grămadă de lucruri în ceea ce privește motorul audio. Cubase este unul din cele mai puternice software de audio în momentul de față pentru PC. Desigur, el este un mare bătaie, să zicem, în ceea ce privește utilitățile și user-friendly cu alte softuri de gen, în care vreau să includ Sonar, de exemplu, sau Pro Tools, care mai nou s-a portat și pe Windows. De asemenea, pe Mac, unul dintre cele mai bune programe de audio este Logic. Voi reveni asupra Logicului în momentul în care voi face un tutorial pe această bază. Bun, ca să începem acest tutorial, vreau în acest tutorial să acopăr basic-ul de la Cubase. Mă voi întoarce asupra lui în momentul în care vom face un mixing. Astăzi vă voi prezenta baza Cubase și baza VST. În principiu, VST, după părerea mea, este cel mai frumos lucru în ceea ce privește muzica pe calculator. VST, în principiu, înseamnă Virtual Studio Technology și a mai apărut o versiune nu demult, 15 ani, cred, care se numește VSTi, care înseamnă Virtual Studio Technology Instrument. Asta înseamnă că avem instrumente virtuale, respectiv tot ce este sub formă hardware poate deveni sub formă software fără mai da o tonă de bani. Ca să începem, vreau să anunț toți trolii de pe forumul nostru că acest Cubase Light Edition este versiune freeware pe care am primit-o cadou în momentul în care am cumpărat un field recorder Zoom H4n. Și știu că foarte multe companii au făcut această versiune de software. Și adevărat, în momentul de față a apărut deja Light Edition 5, care e ceva mai profesională, să zicem. Nu sunt foarte multe lucruri schimbate. Ca să demonstrez faptul că acest program este genuine, am să dau Cubase L4, versiunea 4.0.3. Vă spun sigur că am și o cheie, registration se face pe site, dar am și o cheie pentru a demonstra că am acest software gratuit. Pentru că, cum știți foarte bine de la început, Creative Monkeys nu promovează pirateria și nu vom face niciodată. Bun, după ce instalați Cubase Light Edition 4, mi se va deschide o fereastră absolut goală cu aceste butoane sus și cu un transport panel, se numește el, care puteți activa cu F2. Acest transport panel nu are alt rol decât de a avea control asupra proiectului. Să facem un nou proiect, avem File, New Project, voi alege Empty, după cum vedeți sunt câteva preseturi prefabricate din fabrica fabricată. Avem podcast pentru cei care faceți podcast, mastering setup pentru master, pe care vom discuta mai târziu. Avem Cubase Synth on Instrument Tracks, explic imediat ce înseamnă Instrument Tracks. 4 canale stereo, 8 mono, audio track recorder. Asta e foarte folositor în cazul în care sunteți o formație de rock sau un quartet de voci și vreți să vă registrați toți. Desigur că aveți nevoie de o placă de sunet care să accepte 4 canale stereo și 8 mono. Și avem 16 track-uri MIDI. Acum, ce înseamnă MIDI? Mai întâi să deschidem. Ok. Alegem un director de lucru. Voi alege Nature VSTi pentru că sunt un druid. Și se deschide o fereastră nouă. După cum vedeți, avem câteva controle și deasupra,
care reprezintă de fapt transport, bara de transport de jos, câteva tool-uri de lucru, săgeată, selection, farfecă, split, glue, erase și așa mai departe. Și pentru a începe lucrul, putem adăuga un audio track. Vom alege stereo, stânga-dreapta, unul singur, pe care dacă vrem să-l activăm, apăsăm record și dăm record. Ok, și el înregistrează exact vocea mea pe un singur canal, din păcate. Ok, stop. Acum cu acest track audio putem mări, micșora. De obicei avem process din audio, deci selectăm fișierul, avem audio process și normalize, care nu face altceva decât să ridice la 0 decibeli. Ok. Putem asculta dacă vrem. Ok, și el înregistrează exact vocea mea pe un singur canal, din păcate. Ok. Dar nu sunt aici pentru a discuta partea de audio din Cubase, sunt aici pentru a discuta partea de VST. Cum de altfel este cea mai frumoasă parte a programului Cubase și nu numai a programului Cubase. Vorbesc despre VST în programul Cubase pentru că VST este o tehnologie a firmei Steinberg, care este producătoarea softului Cubase, că este Light Edition, că este Essential sau că este Studio sau că este simplu Cubase 4, 5, mai nou 6. Pentru mine sunt gozi, pentru că eu lucrez extrem de mult cu Cubase. Pentru mine Cubase rămâne în momentul de față cel mai frumos program audio. Remove. Bun. Acum, în cazul în care nu vi se aude, este foarte important următorul procedeu. Intrăm în Devices, Device Setup, VST Audio System și avem AGIO DirectX Full Duplex Driver. Avem posibilitatea de a alege, în cazul meu, 4, probabil în cazul vostru vor fi numai 2, AGIO DirectX și Generic Low Latency. AGIO DirectX este de fapt motorul audio despre care vorbeam. Este o tehnologie inventată de către Steinberg, care de obicei nu are niciun fel de pierdere și de asemenea nu are niciun fel de latență. AGIO for All este un gen de driver virtual care vă leagă placa de sunet de acest software sau de orice alt software care are AGIO suport AGIO. Recomand de altfel să vi instalați AGIO for All. Generic Low Latency a apărut o dată cu Windows 7 pentru că sunt foarte multă lume care are Windows 7 și Vista are problemă de latență în această cauză. Vă recomand să vă instalați Generic Low Latency AGIO Driver. Iar M-Audio USB AGIO este placa mea de sunet, pentru că în momentul de față merg printr-o placă de sunet M-Audio. Bun, dăm switch să se schimbe. Și avem portul aici. Dar mai întâi de toate avem Control Panel, unde alegem, de exemplu, placa de sunet M-Audio și placa de intrare M-Audio, pentru că vreau să lucrez prin placa aceasta de sunet. În cazul în care nu aveți placă de sunet externă sau internă, puteți alege speakers, de exemplu, IDT este placa internă. În cazul vostru, probabil o să fie Creative sau Realtek sau mai știu ce. Aveți speakers, headphones pentru Realtek sau out, sau se numesc destul de ciudat unele, și aveți microphone de line-in, de obicei, să-l folosiți. Ok. Și avem OK. Acum, este posibil să nu se audă nici în cazul acesta. Aveți VST Connections și alegem porturile de care ar trebui să se audă. Channel 1 pentru stânga și channel 2 pentru dreapta. De asemenea, pe output vom alege la mine nu e bine. Da, nu e bine pentru că în cazul meu trebuie să aleg exact placa de sunet. Aha. Respectiv audio USB. Haideți să vorbim despre partea cea mai interesantă din acest tutorial și respectiv să vorbim despre Juji. Lumea se va întreba, stai puțin că Juji e un personaj animat care l-a făcut Codin într-un tutorial de animație, cum să anim un robot. Da, dar Juji mai este și un VSTi.
dăm click dreapta în această parte albastră mai închisă și dăm Add Instrument Track. La partea de instrument alegem Juji și dăm OK. Acum, Juji, în apăsarea acestui buton unde scrie Edit Instrument, Juji este un instrument virtual. Este un instrument virtual programat de către mine, adevărat cu interfața grafică făcută de către Codin, care nu este altceva decât un sintetizator de frecvență FM. Bine, de frecvență de mai multe tipuri, sin, so, ramp, triangle, pulse și două de zgomot. El sună cam așa. Să-l dăm mai tare, că avem volum. Ok. Prin alegerea altor unde, de exemplu. Ok. Atac. Facem să atace un pic mai mult. Release, ceva mai mare. Sigur că vă puteți juca. Cut off. Dar el sună foarte sec. Or fi Juji Juji, dar el sună foarte sec. În consecință, îl închidem. Scriem câteva note printr-un dublu click dintr-un 1 la 4. Acesta este, de fapt, input-ul și output-ul pentru buclă. Acest este semnul de buclă, de cycle. Ok? Care putem, desigur, seta și de aici left locator și right locator. Bine? De aici se dă tempo. Acesta este click pentru înregistrare. Acesta este input-ul și acesta este output-ul. Audio clipping mix și audio clipping default input channel. Ok. Ar trebui să vă miște în cazul în care aveți un microfon băgat. Printr-un dublu click între 1 și 5, apăsând dublu click între 1 și 5, transformăm într-un track. Ok? Cu dublu click pe acest track, pe acest patru later, automat ne ducem în key edit, respectiv avem piano în partea dreaptă, acesta este do, acesta este al do, acesta este sol, și avem patru măsuri, și să scriem note. Scriem do, do, sol, sol, si, si. Ținem object selection, le selectăm pe toate, iar cu altul apăsat le putem copia până apare această forfecuță cu un pătrat pe lângă ea. Iar le selectăm pe toate și de mai multe ori și să auzim. Ok, am uitat să apăs cycle normal și încă o dată ascultăm. L-am mutat cu un semiton, cu un ton mai sus aici, dar sună bine. Ce putem face să îmbunătățim tonul acestui Juji? Cum putem să îmbunătățim tonul lui Juji? Păi, unul la mână că putem edita, de exemplu, să aibă mai puțin cut-off, o rezonanță mai mică, puțin mai puțin volum. Ok, attack decay. Putem să schimbăm pe pulse, să sune așa. Dar, în schimb, îl putem îmbunătăți și altfel. În primul rând, trebuie mai sus. Dăm MIDI Transpose și ridicăm la octavă, respectiv 12 semitonuri. Ok? Hai încă 12 semitonuri. Ba, ajung 12 semitonuri. Ia să vedem. Mai dăm 12 semitonuri să fie sus, sus, sus. Așa. Perfect. În insert adăugăm un delay. De remarcat că în insert înseamnă numai efecte sonore. Delay, reverb, dynamics sunt efecte sonore. VST-urile sunt VST-urile simple, fără I, sunt efecte sonore, iar ceea ce vedeți aici sunt numai VST-uri, iar VSTI-urile sunt instrumente. Adăugăm un ping-pong delay, de exemplu, să zicem, alegem un ballad vocal, și un reverb. Îl tot mut aici sus ca să vedeți voi ce aleg eu. Așa nu prea pot să-l mut. Anyway. Selectez right plate reverb. N-ați văzut treaba asta că era în afară, dar anyway. Ok, și acum Juji sună așa.
Bun, mai facem încă un track de instrument doar pentru a vedea încă o dată cum se face. Lăgem pe Juji, ok. Apăsăm aici unde scrie Juji 02 pe instrument. Încercăm să le edităm un pic mai dens pe acesta, respectiv cutoff-ul tăiat, rezonanță tăiată, volumul, nu prea contează, decay, sustain. Ok, cutoff un pic mai sus. Un pic de susținere. Să-l facem să atace mai lent un pic. Așa. Și hai să scriem pe bas la domnul. Și avem Lasă mă că pun notele din burtă. Nu știu ce pun. Principiul la delay înseamnă cât pe secundă, feedback cam de câte ori, spațial să stânga-dreapta și mixarea între delay și efect la equalizer, la reverb, auzi equalizer, la reverb înseamnă reverb time și iară mixul între reverb și sursă și acesta este primul cântec, vă jur, este primul cântec pe care l-am făcut cu Juji. Bine, în afară de testele beta care le-am făcut cu el, să vedem dacă funcționează butoanele și așa răspunde la comenzi sau încarcă RAM-ul sau așa mai departe, lucruri care sunt absolut normale să le fac. Vă anunț că asta este primul cântec pe care îl fac cu Juji. De asemenea, sunt foarte curios despre creațiile voastre în ceea ce privește pe Juji. Vi-l dau cu mare drag și în această cauză vreau să și văd lucruri care le-ați făcut cu Juji. O să mă opresc aici. Dar promit că va urma un tutorial în care Juji se va cupla și cu alte instrumente. Voi căuta pe net, ca o promisiune, instrumente free pe care să vi le arăt în aceste tutoriale pe care să vi le dau, de exemplu, să vă dau link-ul să le luați. Mai bine ne chinuim un pic cu instrumente free decât să lucrăm pe instrumente piratate. Pe viitor! Va veni Juji varianta 2 care va avea mai multe track-uri de FM Synth. Voi face la un moment dat și alte instrumente, să zicem, nu neapărat FM Synth, ci ceva mai naturale, semplate și așa mai departe. Dar până la următorul tutorial, vă urez numai de bine, iubiți natura și ciuz! Long live the creative monkeys!